Cancerul pulmonar este una din cele mai grave consecințe ale fumatului, iar statisticile arată că 85% dintre bolnavii de cancer pulmonar sunt fumători. Cei care abandonează acest viciu au un risc din ce în ce mai mic de a face cancer, ajungând însă ca nefumătorii abia după 10 ani de abstinență. În schimb, cei care continuă să fumeze își măresc riscul de cancer la plămâni pe zi ce trece. Mai mult, au tendința să nu dea importanță unor simptome precum tusea, expectorația sau oboseala pe care le consideră normale, dar care pot ascunde un cancer. Profesor universitar dr. Ruxandra Ulmeanu, medic șef al Laboratorului de Endoscopie Bronșică de la Institutul Marius Nasta, directorul Școlii Societății Române de Pneumologie și președintele Societății Române de Pneumologie în perioada 2016-2020, arată care sunt motivele pentru care pacienții cu cancer pulmonar, care fumează ani și ani de zile, se prezintă târziu la medic. De foarte, foarte multe ori, pacienții cu cancer pulmonar sunt pacienți care fumează ani și ani de zile. Fumatul fiind pe primul loc între factorii cauzatori ai cancerului pulmonar. Pe de altă parte, tot datorită fumatului apare o altă afecțiune numită BPOC, bronșita obstructivă a fumătorului, afecțiune ce crește poate și de peste 6 ori riscul de apariție al cancerului pulmonar. Spuneam deci că pacienții care sunt fumători cronici și pacienții care sunt fumatori cronici și au și BPOC au un risc foarte mare de apariție al cancerului pulmonar. Dar ei nu știu să vină mai devreme la medic. De ce? Pentru că de foarte mulți ani tușesc și expectorează. Consideră normal să facă aceste lucruri pentru că sunt fumători. Evident, nu este normal, apare acea inflamație bronșită a fumătorului. Dacă apare și BPOC-ul, atunci funcția pulmonară a acestui pacient fumător nu mai este normală. Începe să piardă din funcția normală a plămânului. Și ce face în plus acest pacient cu BPOC față de unul care are doar bronșită tabacică? Tușește, expectorează, dar în plus începe să obosească. Are o toleranță la efort din ce în ce mai scăzută. Așadar, trec ani și ani, trec zeci de ani și pacienții tușesc, expectorează și la un moment dat pot să înceapă să obosească. Consideră normal să se întâmple aceste lucruri, pe de o parte din cauza fumatului și pe de altă parte pentru că îmbătrânesc, mai au în greutate. Astfel, riscul de apariție a cancerului pulmonar nu este sesizat. Ori pacienții se prezintă foarte târziu, vă spuneam, la medic. 75% din cazurile de cancer pulmonar, nu numai în România, ci oriunde în lume, la primul diagnostic, sunt pacienți cu boală avansată. Sunt pacienți care nu pot beneficia de intervenția chirurgicală, spunem noi, în scop curativ, de cea care se efectuează în scopul vindecării afecțiunii. Pacienții se prezintă târziu la medic, în momentul în care apare o tuse care nu mai poate fi oprită, în momentul în care apar dureri invalidante, în momentul în care apar hemoptizii, expectorează sânge și asta sperie foarte tare, în momentul în care scade în greutate, în care obosește foarte mult, în care chiar ar putea să apară probleme foarte mari, precum aceea a imposibilității de a se alimenta prin invazia esofagului de către această tumoră pulmonară sau răgușală. Aceasta este realitatea. Deci mesajul nostru este că pentru orice fel de pacient, mai ales pentru o persoană care fumează de foarte mult timp sau trăiește într-un mediu extrem de poluant sau pur și simplu are niște simptome
respiratorii care nu trec după un tratament standard de una, două, 3 săptămâni, o lună, trebuie să se prezinte obligatoriu la medicul specialist pentru evaluare, pentru că se poate pune problema inclusiv pentru existența unui cancer pulmonar. Cu cât cancerul pulmonar este diagnosticat mai devreme, mai din timp, cu atât supraviețuirea este mai mare. Dar în ultimii ani se constată o speranță foarte notabilă a creșterii supraviețuirii la acești pacienți care au cancer pulmonar avansat. Acești 75% din pacienții diagnosticați cu cancer pulmonar. Radiografia pulmonară poate arăta prezența unei tumori într-unul din plămâni. Radiografia normală nu exclude însă prezența unei tumori mici ascunse în spatele inimii. Bronhoscopia este o investigație esențială pentru diagnosticul cancerului pulmonar. În timpul acestei investigații se poate face și o biopsie din tumoră care se trimite la laboratorul de anatomie patologică. Una din metodele de elecție care diagnostichează cancerul pulmonar, mai ales pentru cei inoperabili, pentru că pentru cei operabili însăși piesa operatorie ajută la a fi examinată de anatomopatolog și de a pune diagnosticul, pentru ceilalți 75% spuneam, bronhoscopia, endoscopia pulmonară ajută foarte mult prin obiectivarea acestui diagnostic. Mai trebuie înțeles încă un lucru, că pe lângă biopsiile obișnuite, prelevate prin intermediul bronhoscopiei, datorită acestor schimbări terapeutice, îi sunt necesare analize ulterioare, așa numitele analize ale biomarcărilor pentru cancerul pulmonar, care personalizează foarte mult tratamentul. Prin urmare, pacienții și aparținătorii trebuie să înțeleagă că, deși cancerul a fost obiectivat, uneori din aceste biopsii este nevoie să se facă analize suplimentare, precum cele care determină, și acum o să vorbesc într-o limbă necunoscută, dar veți auzi aceste lucruri, care determină PD-L1 sau EGFR-ul sau mutația ALK. Este vorba, în general, de pacienții care au cancer non-microcelular și pentru care prezența unuia dintre acești biomarcări arată că pacientul poate beneficia de o anumită terapie, terapie țintită pentru forma aceea personalizată de cancer pulmonar. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, spuneam, șansele de supraviețuire sunt mult mai bune. Astfel, aceasta este rugămintea și dorința noastră a medicilor pneumologi, medicilor broncologi, ce contribuim prin efectuarea bronhoscopiei la punerea diagnosticului de cancer pulmonar, ca pacienții și aparținătorii acestuia să înțeleagă de ce uneori nu este suficientă și de cele mai multe ori nu este suficientă doar analiza simplă a biopsiei de către medicul anatomopatolog și trebuie făcute aceste examinări suplimentare. Chiar dacă aparent timpul devine mai lung, este în beneficiul pacientului, repet, pentru a se hotărâ, și acest lucru va face ulterior medicul oncolog, dar scopul este să trimitem pacientul la medicul oncolog cât mai complet investigat, pentru ca medicul oncolog să hotărească ulterior care din aceste terapii noi și dacă aceste terapii noi sunt potrivite sau nu.